Prefectul județului Suceava, Mirela Domnica, a anunțat că activitatea serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor se va îmbunătăți anul acesta atât prin suplimentarea personalului, cât și prin modernizarea dotărilor. Mirela Domnica a declarat că deja în cursul acestei luni au fost atestați 3 examinatori pentru proba practică a examenului de obținere a permisului de conducere, iar în perioada următoare se va organiza un concurs pentru ocuparea încă 2 posturi în cadrul acestui serviciu. Prefectul județului a precizat că în luna aprilie se intenționează schimbarea aplicației informatice de rezervări pentru efectuarea înmatriculărilor, astfel încât să se evite posibilitatea programărilor multiple. De asemenea, Mirela Domnică i-a arătat că în cadrul acestui serviciu ar urma să fie înființat un ghișeu care va fi destinat doar persoanelor juridice. În ceea ce privește anul 2018, am exprim speranța că în urma organizării concursurilor pentru recrutarea a 2 noi colegi, în urma transferurilor pe care am reușit să le realizăm la sfârșitul lunii decembrie, cu măsurile de reorganizare pe care le-am implementat în ultimele 2 luni de zile, să reușim să asigurăm serviciile pentru cetățenii beneficiari, în primul rând într-un termen decent, în ceea ce privește programarea și rezolvarea problemelor pentru care s-au programat la aceste 2 servicii. Totodată, în ședința Colegiului Prefectural, prefectul Mirela Domnică i-a prezentat activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea vehiculelor. Deci, în cursul anului 2017 s-a efectuat un număr de 36.122 operațiuni de înmatriculare, din care 21.441 a fost prima înmatriculare în circulația vehiculelor. Au fost procesate 39.942 certificate de înmatriculare, au fost atribuite 28.431 autorizații provizorii și plăci pentru vehiculele care au fost înmatriculate provizorii, 2.502 radiere auto din evidență, iar în ceea ce privește activitatea de permise de conducere și examinări, au fost preluate 30.275 de dosare ale candidaților în vederea obținerii permisului de conducere auto, au fost procesate 37.001 permise de conducere, din care 24.452 au fost preschimbări sau adăugări de categorii ale acestor documente. Au fost examinați în vederea obținerii permisului de conducere auto la proba teoretică un număr de 28.621 de candidați. Această cifră ne situează județul Suceava pe locul 2 la nivel național după capitală. Prezent la ședința Colegiului Prefectural, șeful Serviciului de Permise de Conducere și Înmatriculări, Vasile Obreja, a precizat că volumul de muncă de anul trecut a fost dublu față de 2016, în condițiile în care această instituție s-a confruntat cu o lipsă acută de personal. Activitatea s-a dublat la nivelul serviciului față de anul 2016, când am făcut un număr de 22.000 de operațiuni de înmatriculare, iar în anul 2017, cu această lipsă de cadre, am ajuns la un număr de 39.000 de operațiuni, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Pe linie de examinări și eliberare permise de conducere, la fel ne-am confruntat cu o situație foarte grea, din cauza faptului că în luna iulie a intervenit acest mod de examinare cu înregistrarea probei practice audio-video. Vasile Obreja a precizat că prin suplimentarea personalului, precum și prin susținerea examenului practic pentru permisul de conducere numai în municipiul Suceava, de la 1 februarie 2018 va crește și numărul de candidați care vor fi examinați într-o zi.